Camelia, bine ați venit în bucătăria mea aici la gătiște-ușor.ro. Astăzi voi găti piept de rață cu sos de portocale, pe care îl voi servi alături de cartofi dușesc și mix de salată verde. Pentru această rețetă vom folosi 2 piepți de rață. Găsiți pe blogul meu un videoclip în care vă arăt cum să tranșați o rață. Pentru sosul de portocale vom folosi zeamă de la 3 portocale, aproximativ 200 de ml, 2 linguri de miere, coaja de la o portocală rasă fin, 3 linguri de sos de soia, 4 linguri de coniac, piper și o jumătate de linguriță de sare. Pentru cartofii dușesc vom folosi 3 cartofi albi de dimensiune medie, 100 de grame de unt, 50 de grame de cașcaval și 50 de grame de parmezan pe care l-am dat pe răzătoarea mică, 2 gălbenușuri, un vârf de cuțit de piper, un pic de nucșoară, un pic de sare după gust. Pentru cartofii dușesc veți avea nevoie de un poș și un dui cu cap din acesta stelat. Iar pentru salată, eu am aici un mix de salată verde, spanac, rucola, loloroso, pe care o voi dresa cu aceto balsamico și cu ulei de măsline. Înainte de a mă apuca să pregătesc pieptul de rață, voi pune cartofii la fiert în coajă, pentru că fierberea lor durează cel mai mult. Îi voi pune pe aragaz, la foc mediu, și îi voi fierbe timp de aproximativ o jumătate de oră, până când o furculiță intră ușor în ei. Va trebui să pregătim un pic pieptul de rață. Voi lua fiecare bucată și o voi cresta, îi voi cresta pielea, nu foarte adânc. Astfel încât grăsimea în exces să se scurgă în timpul prăjirii și coacerii. Voi răsuci pieptul și voi tăia din nou, formând niște romburi. Am terminat de cresat și cel de-al doilea piept de rață. Acum îl voi întoarce cu carnea în sus și voi săra și pipera. Voi lăsa pieptul de rață să-și ia gust timp de 10 minute în frigider. După ce am lăsat piepturile de rață să-și ia gust, este momentul să le rumenim. Le voi pune într-o tigaie rece, pe foc, cu pielea în jos. Și le voi lăsa să se rumenească timp de 5 minute, apoi le voi întoarce. Este important să le puneți într-o tigaie rece și nu una fierbinte, pentru că vrem ca excesul de grăsime din pieptul de rață să se scurgă și să rămână în tigaie, îl vom folosi ulterior la sos. Dacă puneți pieptul de rață într-o tigaie caldă, căldura, va sigila grăsimea și sucurile raței în ea, deci nu dorim asta. Le puneți într-o tigaie rece. Au trecut aproximativ 2 minute de când am pus pieptul de rață, după cum puteți remarca, își lasă grăsimea în tigaie, ceea ce este un lucru foarte bun. Îl voi lăsa până când se rumenește un pic pe piele, iar apoi îl voi întoarce. Este momentul să întorc pieptul de rață. El s-a rumenit foarte bine. Îl voi mai lăsa 2 minute și pe partea cealaltă, iar apoi îl voi da de pe foc. După ce am rumenit pieptul de rață pe ambele părți, îl voi coace cu pielea în jos, cuptorul încins la 180 de grade. Trebuie să-l coaceți timp de 6-7 minute la 180 de grade dacă doriți să fie în sânge, timp de 9-10 minute dacă doriți să fie mediu și timp de între 12 și 14 minute dacă doriți să fie bine făcut. Eu îl voi coace între 9 și 10 minute pentru că doresc un piept de rață făcut mediu. Cât timp pieptul de rață este în cuptor, ne apucăm să facem sosul. În grăsimea de rață rămasă din tigaie caldă, voi pune coniacul.
și îl voi lăsa să se evapore. Să se evapore alcoolul din coniac. Dacă grăsimea ar fi fost mai încinsă, ar fi flambat, dar eu n-am vrut să fie foarte încinsă. După ce alcoolul s-a evaporat, voi adăuga sosul de soia. Și voi lăsa să se încălzească împreună cu lichidul din tigaie timp de un minut. Peste sosul de soia care a început să se caramelizeze, voi adăuga sucul de portocală. Și coaja de portocală. Și voi lăsa sosul să scadă până când se reduce aproape de jumătate. Sosul a scăzut, așa că acum voi adăuga mierea. Voi omogeniza amestecul și voi mai lăsa pe foc doar câteva secunde, astfel încât să nu se ardă. Pieptul de rață și sosul sunt gata, le țin la cald, timp în care fac cartofii. Mai întâi voi mărunți cartofii. Voi adăuga untul pe care l-am tăiat în cubulețe. Și voi pasa împreună cu cartofii. Am omogenizat cartofii cu untul. Acum voi adăuga nucșoară, piper și sare. Și voi omogeniza compoziția. Voi adăuga cele două gălbenușuri. Voi adăuga cașcavalul ras și parmezanul și voi omogeniza amestecul. Compoziția pentru cartofii dușesc este gata. Acum o voi pune în poș. Am umplut foarte bine poșul și l-am strâns. Și acum voi forma cartofii dușesc. Voi coace cartofii dușesc în cuptorul încins la 180 de grade timp de 10-12 minute. Este bine să verificați din când în când, ei sunt gata când devin aurii pe margini. Pieptul de rață este gata, l-am servit după cum vă spuneam cu cartofi dușesc și cu salată verde pe care am dresat-o cu un pic de ulei de măsline și aceto balsamico. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și la subscribe canalului meu de YouTube, gătesteușor.ro. Poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!